Aceste imagini au fost surprinse în noaptea de bobotează. Autorul postării spune că a amplasat pe balcon o cameră de supraveghere tocmai pentru a afla cine le face rău pisicilor care se adăpostesc de frig în cutia de carton din grădina blocului. Bărbatul susține că în ultimele săptămâni vecina s-a mai dat foc de alte două ori adăpostului improvizat. Pe 1 spre 2, acum, ianuarie, dimineața la 4 o vâlvătaie cât 2 metri, 3 metri. Și doamna s-a speriat și noi, vă dați seama că, vezi, ziceam ce mașină luminează halul ăsta afară. Am pus și afiș. Nu fi rău, lasă-ne să trăim și noi. Nu. Așa. Și am zis, hai să legăm cutia. Și am legat-o cu sârmă. Vecinii femeii surprinse pe imagini spun că o știau că nu iubește animalele, dar nu s-au gândit totuși că ar putea ajunge să facă astfel de acte de cruzime. Nu am crezut până când nu am văzut cu ochii mei filmarea, deci am sperat din tot sufletul să nu fie ea. Vecinii ceilalți se auzi, n-are cine să fie decât ea. Am sperat să fie altcineva. Da, deci este foarte greu să-ți imaginezi despre un om, că să ajunge să se comporte așa. Spunea ce nu suport mirosul de pisică. Bun, nu vine la tine la ușă să-și facă nevoile. Nu știu de unde te deranjează pisica afară, tu în casă te deranjează mirosul. Făcurăm un adăpost, o altă cutie. A fost o cutie, cutia aia, alta a fost mai mică. Cam așa a fost. Și intrau amândouă și ele. Și acum o puserăm pe asta, de asta găsirăm, de asta o puserăm aceea. Cu ce o deranjează pe aia, de aici, acolo, la etajul 2? Dumneavoastră, ați dat foc unei cutii în care erau animale? Nu erau. Erau pregătite pentru animale, nu erau animale acolo. Dacă revin cu pisicuțele în scară, tot așa o să le iau hârtiile și ce pun acolo și să le ducă, domne, acolo la gunoi. N-am nimic împotrivă, să le facă adăposturi acolo. Unde-i gunoi? Filmulețul postat pe o rețea de socializare a stârnit furia utilizatorilor din toată țara, care au trimis sute de mesaje injurioase la adresa femeii.